Presiunea pe spitale crește de la o zi la alta și apar tot mai mulți pacienți în stare gravă. Unitățile de primiri urgențe sunt pline pentru că secțiile de terapie intensivă nu mai au de mult timp locuri, iar acum pacienții nici măcar nu mai pot fi transferați de la un spital la altul. De exemplu, în unitatea de primiri urgențe Sfântul Spiridon din Iași sunt pacienți care au venit în urmă cu 14 zile și care sunt îngrijiți în regim de terapie intensivă, fără nicio posibilitate de a fi mutați sau externați pentru că starea lor este tot gravă. Mulți dintre pacienții care se află acum la UPUS Murdiaș sunt îngrijiți în regim de terapie intensivă. Medicii fac apel la creșterea numărului de paturi din celelalte spitale ieșene. De la începutul acestei luni, în fiecare zi, în urgență, au venit între 30 și 45 de pacienți COVID pozitivi. I-am diagnosticat în urgență și dintre aceștia jumătate au fost forme grave necesitând terapie intensivă. Am căutat permanent și s-au găsit locuri, dar numărul pacienților care vin către urgențe este evident mai mare decât numărul pacienților pe care reușim să-i transferăm către o secție de terapie intensivă. Medicul Diana Cimpoeșu face apel la rândul său la creșterea numărului de paturi din celelalte spitale ieșene. În această dimineață avem în urgență la Iași, care este al doilea județ ca populație al țării, avem 10 pacienți de terapie intensivă, 4 intubați, 4 ventilați non-invazivi, 2 pe dispozitive cu flux mare de oxigen și încă alți 15 care au nevoie de oxigen pe mască cu fluxuri diferite între 5 și 15 litri. Din păcate, majoritatea pacienților care ajung în stare gravă la ATI sunt nevaccinați. Procentul lor este peste 90% nevaccinați, iar vârsta variază între, de exemplu, acum între 33 de ani și 86 de ani. Deci toate vârstele, am văzut în acest val 4 tot mai mulți pacienți tineri cu forme severe și am văzut pacienți care se agravează în primele zile ale bolii, așa cum percep ei debutul bolii, pentru că debutul este cel decis de pacient, el relatează cu câte zile înainte a început să se simtă rău.